Hai, hai, cu sânioara, să ne rupem oasele. Am încărcat, avem 23 de tone, 23,8, 24 de tone, ceea ce ar însemna că aș avea undeva aproximativ 2 tone, a, 1 tonă 800 peste limita legală, a? Dimineața și bine v-am regăsit la un nou vlog. Haideți să pornim cazanul și să mergem la muncă. Am pornit la treabă. Mergem încolo către încărcare. Astăzi avem o super cursă sau super curse. Trebuie să merg aproximativ 50 de kilometri, 60 de kilometri. Să încarc dintr-un loc pentru stația de betoane. Trebuie să încarc nisip. Este un nisip special. O să vă arăt și vouă, este un nisip roșiatic așa. Avem câteva lucrări care au trebuit oprite din anumite considerente. Este un pic diferit. Am să vă fac un mic timelapse printr-o anumită. O să trecem printr-un tunel lung de aproximativ 7 km pe sub ocean sau pe sub fiord, mai exact. Fiordul respectiv face parte din ocean. Și vlogul de astăzi o să fie despre top 10 greșeli la basculă sau, mai bine spus, top 10 sfaturi, partea a doua. V-am făcut prima parte și a mers foarte bine pe YouTube. În prima parte a fost vorba despre terasament, despre înclinare, înclinarea remorcii sau semi-remorcii, aliniament, aliniamentul capului tractor cu semi-remorca, bascularea cu frâna de mână și învățatul camionului, adică să înveți, să înveți foarte rapid, să te obișnuiești foarte rapid cu camionul. Astăzi o să fie vorba, în partea a doua, o să fie vorba despre verificarea încărcăturii. O să intru în detaliu, acum vă spun ceilalți 5 pași, celelalte 5 greșeli sau pe care omitem să le facem. De aia aș vrea să le numesc greșeli, pentru că omitem să facem anumite chestii, să nu ținem cont și asta poate fie o greșeală fatală. O să mai fie al șaselea punct este verificarea încărcăturii, al șaptelea punct este atenția la tonaj, discutăm detaliat mai târziu. Verificarea pneurilor este foarte importantă și chestia asta, starea tehnică a frânelor, ce frâne funcționează și ce nu, vă explic în detaliu, și starea tehnică a semi-remorcii. Chestiile următorii 5 pași sunt mai puțin importanți decât primii pași, decât primii 5 pași, dar sunt la fel de importanți pentru siguranța ta atunci când lucrezi la basculă. Și nu numai. O să intrăm un pic în detaliu pentru fiecare pas în parte și o să vedem cum o să încerc să vă explic pe înțelesul tuturor și cât mai bine posibil să vedeți de ce și cum influențează toate chestiile astea siguranța ta. O să începem cu verificarea încărcăturii. Întotdeauna trebuie să verifici încărcătura și să vezi cum este poziționată, cum te încarcă. Pentru că dacă te încarcă la volă, încărcătura nu o să fie niciodată pe mijloc, pe centrul remorcii. Poate să fie mai în stânga sau mai în dreapta. El poate să fie oarecum centrul, să fie încărcată egal între axe sau pe remorc, pe semi-remorc, poate să fie încărcată ca axele să aibă aceeași, să aibă greutatea legală. Vorbim aici din punct de vedere legal, dacă vorbim din punct de vedere ilegal,
atunci nu mai contează cum te încarcă, că e mai în față sau că e mai în spate, chiar nu are niciun rost. Dar este foarte important ca încărcătura să fie pe mijloc. Adică nici stânga, nici dreapta. Important este să fie pe mijloc. Că automat, dacă încărcătura este pe stânga sau pe dreapta, mai mult pe stânga sau pe dreapta, automat când vrei să basculezi, o să se încline remorca foarte mult. Și de asta zic că este foarte important. Noi vorbim doar din punct de vedere legal, nu vorbim din punct de vedere ilegal cum încarcă ăștia sau cum încărcau pe România. Bine, mai și încarcă, nu cred că nu încarcă. Și bine, nu încarcă nu doar pe România, și prin alte țări încarcă destul de mult. Am înțeles că și pe Franța se mai practică, pe Germania mai puțin, dar se practică și pe acolo, mai ales local. Mai am prieteni și mai îmi aduc la cunoștință anumite chestii. Bun. Așa, este foarte important să știi și să anticipezi încărcătura și să verifici întotdeauna și să știi ce fel de material ai în benă. Este foarte important pentru o descărcare corectă și în siguranță. De exemplu, dacă ai pământ care se lipește, automat când ridici bascula trebuie să o lași mai ușor, să curgă el singur, sau o ridici la punctul maxim. De exemplu, uite, noi pe benă avem niște vibratoare și în momentul în care ajunge remorca sus, remorca, bena ajunge sus, pe ca să zic benă, ajunge bena sus și nu curge pământul, automat apeși pe butonul respectiv, pornește vibratorul și sunt șanse mari ca pământul să curgă. Poate nu curge tot, dar curge destul de mult. Și bineînțeles, dacă ai piatră mai mare, de asemenea la fel, trebuie să lași bena să urce ușor, ușor. Când vezi că, când simți că, sau vezi că încep să curgă pietrele ușor, ușor, pietrele mari, o să se izbească în oblon. Bineînțeles, cum fac eu? Eu vă explic cum fac eu. Mă opresc din ridicat, las să curgă, când se opresc, mai ridic un pic, mai las să mai curgă, iar mai ridic un pic până basculez tot. La pietre și la pământ lipicios sau la încărcătură peste masa maximă autorizată, niciodată nu vă recomand să trageți frâna de mână. Mai ales la pietrele mari, că alea cad toate, e posibil să cadă toate deodată și te împinge de n-ai văzut și te poți răsturna în secunda 3. De asta este foarte important să ținem cont și de încărcătură și să verificăm întotdeauna. Punctul numărul 7. Atenție la tonaj. De ce zic atenție la tonaj? Sunt mulți care o să meargă în tonaj, sunt alții care nu o să meargă în tonaj. Și am vrut să subliniez punctul ăsta, este foarte important. În momentul în care ai un tonaj mai mare decât masa maximă autorizată sau MMA, în momentul în care tu mergi pe stradă, deja nu mai ai aceeași stabilitate. Frânele nu mai acționează în mod corespunzător și în egală măsură. Și o să spuneți că, domne, nu are cum, că toate când frânezi, frânează toate. Nu toate frânează la fel. Am avut, de exemplu, la un moment dat îmi frânau două axe bine și una nu. Am mai avut la un moment dat, din 6 roți îmi frânau 5 și una nu. Și tot așa, de aia este bine să fii atent la tonaj. Despre frâne o să verificăm în punctul 9. În momentul în care ești încărcat legal, vă dau un exemplu, ești încărcat legal și ai piatră măruntă sau până maxim așa bolovani, poți să tragi cu frâna de mână liniștit că nu se întâmplă nimic. Vorbim doar din punct de vedere legal. Din punct de vedere ilegal, dacă ești încărcat mai mult decât masa maximă autorizată, automat atunci nu ți recomand să tragi frâna de mână nici într-un punct de vedere, nu ți recomand absolut deloc. Lași fără frâna de mână, eventual ții un pic piciorul pe frână, lași să curgă ușor și tot așa mai departe. Dacă ești încărcat cu
piatră mare, supratonaj și așa, este bine să ții cont și de chestia asta, pentru că îți afectează stabilitatea și la descărcare este mult mai periculos. Poate să pocnească cilindru, poate să, mai ales la remorcele astea model nou, acum care sunt foarte proaste, nu proaste, foarte proaste. Mă uitam la cilindru pe care eu îl am la Mailer, la remorca Mailer, când ajunge în punctul de sus, e atâta. Atât e. Nu e mai mare. Ultimul cilindru. E atâtic. Păi ăla poate să pocnească oricând, dacă ești încărcat cu supratunaj. Depinde foarte mult și cât de gros este cilindru și cât de lung este cilindru. Trebuie să ții foarte mult cont și de chestia asta. Dacă este gros, automat poate să fie din 7-8 bucăți. Dacă este mai subțire, poate să fie din 5-6 bucăți. E bine, dar trebuie să ții cont și de inclinația. Hai să vezi că dacă ești încărcat peste tonaj, automat remorca tinde să se încline, ba pe stânga, ba pe dreapta, chiar dacă ești pe asfalt, chiar dacă ești pe un teren betonat. Să trecem la punctul 8. Verificarea tehnic, verificarea pneurilor. Este foarte important, atunci când lucrezi la basculă, să știi în ce stadiu se află pneurile, cauciucurile, gumele, cum vreți voi să le mai ziceți. De exemplu, la remorca Mailer, de ce vă zic treaba asta? Sunt la unele, de exemplu, la remorca Mailer, vă dau un exemplu, uite, am văzut și la Schmitz, e aceeași chestie. Noi mergem în greutate legală, deci nu mergem peste greutate. Dar ultima axă, roata din spate dreapta, se uzează foarte mult pe exterior, dar nu să zic eu, de la jumătatea gumei, în partea dreaptă spre exterior se uzează. Cât sunt noi, sunt ok. O gumă mă duce aproximativ 20.000 de kilometri. Dar când începe să aibă uzură mare, de la o zi la alta, de exemplu, eu am avut într-o zi, nu se vedea sârma deloc și când am terminat munca, deja se vedea sârma. Grav, deja primul strat de sârmă era pa, cu domnul înainte. E bine să știi ce fel de gume ai. Și aici revenim la pasul 7, atenția la tonaj. Dacă ai gume proaste și ești supraîncărcat, automat riști să faci explozie. Și aici îți recomand, dacă ești încărcat cu mai multă marfă și ai cauciucuri proaste, încearcă să nu iei viraj foarte în scurt, pentru că automat atunci pocnește cauciucul de dracule, nu altă. Încearcă să iei virajele mai în lung, cât mai lung posibil. E bine să știi în primul și în primul rând starea cauciucurilor de pe față. Pe față sunt mult mai importante decât pe trăgător sau pe remorcă. Dacă faci explozie pe trăgător la un cauciuc, nu ai așa mari probleme. Dacă faci explozie pe remorcă, indiferent, sau să iei remorcă, indiferent ce axă, pe ce axă faci explozie, nu ai probleme, nu o să fie nicio problemă. Doar bubuie și atât. Dacă ești în supratonaj și bubuie o roată pe spate, șansa să-ți facă balans este un pic mai mare, pentru că, bineînțeles, se lasă remorca deodată. Am văzut cazuri în care a făcut explozie un coleg pe ultima axă și implicit i-au explodat și celelalte două, chiar dacă el mai avea încă două, dar fiind în supratonaj, au bubuit toate trei, una după alta. Dai seama, a dus dracu, ăla acolo a rămas, s-a mai mișcat din loc. Și de aia zic să fiți atenți la cauciucuri. Dacă ai cauciuc reșapat, trebuie să ții cont întotdeauna, chiar dacă este pe remorcă. Dacă ai în supratonaj, întotdeauna trebuie să fii atent, să fii conștient de chestiile alea. În caz că se întâmplă ceva, trebuie să știi de unde vine problema. Conștientizarea face mult, 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 mult. Bun, trecem la punctul numărul 9, starea tehnică a frânelor. Este bine întotdeauna, de exemplu, să faceți o verificare vizuală, cel puțin dacă știți că mergeți în supratonaj, este bine să faceți o verificare vizuală. Stai, da, a luat o gaură. Uh,
mergeți în supratonaj, vă recomand cel puțin o dată pe săptămână să faceți o verificare tehnică. De exemplu, dacă aveți pe plăcuțe, dacă remorca este, are plăcuțe de frână, poți să te uiți la discuri din exterior, din interior, pardon, te uiți din interior la discuri, să vezi dacă sunt crăpate, dacă nu sunt crăpate, dacă plăcuțele de frână mai au sau dacă nu mai au. Tragi în ochi, eventual dai o roată jos când ai timp, o dată pe săptămână sau o dată la două săptămâni. În schimb, la tambur este mult mai simplu. Are gaură de vizitare și sus și jos, să verifici ferodourile, verifici, scoți chestia, te uiți pe gaură cu o lanternă și vezi exact cam cât mai are. E bine, de exemplu, dacă se ridică, cum este la remorca mea de la Mailer, se ridică două axe și rămâne una singură. Și eu mai fac verificarea în felul următor: când este ridicată, când primele două axe sunt ridicate, eu automat apăs cu piciorul pe ele pe o piuliță de la roată, apăs să văd dacă se învârte sau împing cu mâna oarecum, și dacă se învârte automat este problemă și trebuie verificată toată chestia respectivă, trebuie verificate frânele și văzut unde este problema. Dacă nu puteți, practic, să luați, dacă aveți pe la garaj un cric din ăla pe aer pneumatic, ridicați frumos, ridicați ultima axă, verificați și acolo dacă funcționează bine frânele. Dacă nu, pe tambur mai poți verifica în felul următor: tragi frâna de mână frumos și te duci când vezi, când verifici în gaura, prin gaura de vizitare, când verifici pe acolo, el normal nu ar trebui să fie distanță între ferădou și tambur. Dacă este distanță, automat atunci este problemă și echigut, cum zice islandezul, sau nu e bine. Sau dacă aveți posibilitatea, mergeți la un mecanic. Este foarte important, mai ales, uite, am avut o problemă cu frânele la remorca mea. Și tot îi spuneam lui șeful: bă, vezi că nu merg frânele, când merg, când nu merg, când merg, când nu merg, fă ceva. Tot m-am dus pe la mecanici, pe la una, pe la alta. I-a durut în cur, n-au avut niciun stres, nici nu i-a interesat. Au verificat, deci au verificat, domnule, că merge, că alea, că din alea, până s-a blocat o roată și mi-a luat foc. Dacă sunteți curioși, găsiți pe TikTok-ul meu când mi-a luat foc roata respectivă. Am avut noroc că am avut extintor în cabină, în partea dreaptă. La man, extintorul întotdeauna este sub pat, în partea dreaptă. A mai fost o chestie atunci, era și iarnă și era zăpadă pe jos și am luat cu lopata și am aruncat cu lopata zăpadă pe roată, atât în exterior cât și în interior pe tambor. Bun. Starea tehnică a semiremorcii și ultimul pas, ultimul punct. Este foarte important. Și de ce vă zic? Trebuie să vedeți, de exemplu, dacă remorca este mai veche, dacă are la punctele de îmbinare, dacă are rugină, dacă are crăpături, dacă are dacă are, nu știu, lipsă de un șurub ceva. E bine să verifici, să știi exact în ce condiții este pena în sine. Nu neapărat, nu mă refer la bucșe sau la alea, că pe alea nu prea ne interesează, nu se pot întâmpla multe. De exemplu, anul ăsta s-au răsturnat 3 camioane doar pentru simplu fapt că remorcele erau foarte vechi. Și aveți un clip, în ziua respectivă nu aveam GoPro-ul la mine. Haide bă, gâtul măte. Nu aveam când s-a răsturnat Volvo la negru, dar o să vedeți clipul pe TikTok. Când s-a răsturnat, din cauza stării tehnice proaste a benei și a sistemului de prindere. La ăla, din ce am înțeles, cu Volvo 750 de cai, model Euro 5, parcă, în vârf, unde e cilindru prins de benă, s-a rupt practic, are un șurub mare și s-a rupt de acolo, a ruginit, a prins, fiind apă cu vaselină, cu bla 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 amestecat pe acolo, s-a rupt ăla și s-a răsturnat. La altul i s-a mai rupt prinderea de șasiu din spate, chiar din spate în spate, unde sunt aia doi, unde culisează bena în spate, în spate, în spate. S-a rupt și de acolo.
și s-a răsturnat, bineînțeles. Uite, de exemplu, la remorcile noi de la Mailer, crapă după 100.000 de kilometri, crapă, și am să vă arăt, la asta nu am cum să vă arăt, că asta e Schmitz, nu e Schmitz, e Schwarzmüller sau cum dracu îi zice, dar o să vă arăt într-o zi la remorca mea, după 100.000 de kilometri, în spate la benă, unde vine prins acolo, are un sistem de prindere și practic s-a crăpat sudura, nu, lângă sudură s-a crăpat. Și am mai crăpat și sus, unde vine cilindru. Și bineînțeles, într-o zi o să trebuiască să sudez și acolo. Sau o sudez și așa mai departe. Dar momentan nu mă complic prea mult, încă nu este. Am mai avut o remorcă de la Mailer, tot așa veche, vreo 300.000 de kilometri. În momentul în care basculai cu remorca respectivă, crăpătura, atât era spațiu. Și vedeai cum curge pământul sau nisipul prin crăpătura respectivă. Au sudat-o și au vândut-o. Și cam astea au fost celelalte 5 puncte foarte importante, greșeli. Dacă nu verifici chestiile astea, nu le ai, punctele astea, nu le ai în vedere, nu știi condițiile tehnice, nu știi, este foarte important să le știi. În primul și în primul rând, nu pentru patron, că știi care chestia, te răstorni, dă-o mama măse. Important, tu și integritatea ta corporală să fie intactă, să nu se întâmple nimic. Că te răstori și crapă camionul și remorca, bagă-ți piciorul, aia e, au asigurare, accident la locul de muncă. Dar important, dacă se întâmplă ceva, ferească Domnul, nu doresc nimănui, important tu să fii bine. Camionul se mai repară, se mai alea, nu mai contează. Important tu să fii bine, din toate punctele de vedere. Așa că, dacă v-a plăcut și vlogul de astăzi, vă aștept în secțiunea comentarii. Comentați acolo dacă vreți să dați și cu hate, nu se supără nimeni. Dați și un like și un subscribe dacă nu ați făcut până în momentul de față. Și nu uitați să apăsați și clopoțelul ăla nenorocit pentru a fi la modă cu ultimele news-uri pe care eu le pun, cu ultimele vloguri. O să mai urmeze încă un vlog foarte, foarte interesant și foarte bun pentru voi și o să încerc să-mi scriu de acum vlogurile, să vă pot face niște vloguri mult mai bune, să aveți interes mult mai mare să mă urmăriți. De ce ne urmăriți? De ce să mă urmăriți? E bine și pentru mine, eu evoluez ca și persoană, ca și vloguri, voi evoluați ca și informații. Vă pup și